un an în urmă, la fel pe 29 martie, am publicat filmulețul Criza în sportul ceresc din Finlanda. Acesta a fost episodul care a declanșat canalul Cronicile Sportului. Iar astăzi, cu mândrie, pot sărbători prima aniversare a muncii pe care am depus-o. Profit de această ocazie pentru a-mi saluta toți prietenii de pe grupul de sărituri cu schiurile. Alături de voi am petrecut multe emoții plăcute. Am gândit mai mult timp despre cine aș putea vorbi într-o astfel de zi și nu mi-a trecut prin minte nimeni mai potrivit decât Thomas Morgenstern, un enorm talent cu o carismă deosebită, dar, din păcate, din cauza accidentărilor, a fost nevoit să se retragă din activitate. Acum faceți-vă comod, căci împreună vom vedea cum a decurs cariera lui Morgi. La Jocurile Olimpice din anul 1976, în proba de schi alpin, își făcea apariția un austriac pe nume Alois Morgenstern. De-a lungul carierei, acesta nu a obținut prea multe performanțe, așa că participarea la acea olimpiadă a fost cel mai notoriu rezultat al schiorului. Peste 10 ani de la acel eveniment, în familia fratelui său a apărut pe lume un micuț pe nume Thomas, iar Alois deja îl vedea pe acest puștan un mare campion al schiului alpin. Unchiul și-a ajutat nepotul să facă primii pași în direcția sporturilor de ea, însă Thomas, de mic copil, considera că e născut pentru a zbura, astfel făcându-și alegerea în favoarea sportului ceresc. În sezonul 2002-2003, Thomas Morgenstern și-a lansat cariera la nivel profesionist, pe atunci avea doar 16 ani. Mai întâi a participat în Cupa Continentală, unde în prima sa apariție a luat locul 2, apoi a câștigat 3 etape consecutive, atrăgându-și în adresă tot mai multă atenție. La rând era turneul celor 4 trambuline, anume acolo, la Oberstdorf, Morgi urma să-și facă debutul în Cupa Mondială, din prima poziționându-se pe treapta a noua. La Garmisch-Partenkirchen a fost pe 25, la Innsbruck pe 12, iar la Bischofshofen a fost pe 6. În ierarhia generală a turneului a terminat pe același loc 6, iar greii acestui sport deja se simțeau îngrijorați de acest puște apărut din nicăieri. Peste 5 zile de la finalul turneului celor 4 trambuline a urmat etapa de la Liberec. Anume acolo, austriacul de 16 ani urma să înfrângă pe toți și să-și treacă în cont prima victorie de etapă, de asemenea stabilind un record al trambulinei sărind 139 de metri. Peste o lună, la campionatul mondial de juniori, Morgi obținea aurul atât la proba individuală cât și la cea pe echipe. Primul sezon din carieră, austriacul a terminat pe treapta cu numărul 20. La finalul următoarelor două sezoane, Thomas a fost pe locul 7, respectiv 6. De asemenea, bifând mai multe urcări pe podium, însă în dreptul victoriilor a rămas doar cu acea etapă din Cehia obținută în 2003. Urma 2005-2006, sezonul Jocurilor Olimpice. Morgi a avut un start modest, pe care l-a confirmat și la turneul celor 4 trambuline. În cele două etape din Germania a fost pe 36 și 25, însă la el acasă a mai corectat situația, clasându-se pe 4 și pe 8. Înainte de Olimpiada de la Torino, austriacul așa și nu a câștigat vreo etapă, apropiindu-se de cel mai așteptat moment al carierei într-o formă mai proastă decât ce ar fi dorit. La prima probă a Jocurilor Olimpice, pe trambulina normală, austriacul a fost doar pe 9, însă pe trambulina largă, cel născut pentru a zbura, a dat peste cap toate calculele, cucerind medalia de aur și impunându-se la o zecime în fața lui Kofler. La proba pe echipe, împreună cu același Kofi, Martin Koch și cu Andy Witholzel, la fel obținea medalia de cel mai prețios metal. Întorcându-se la evoluțiile din Cupa Mondială, Morgi și-a trecut în concii cea de-a doua victorie de etapă. Se întâmpla la Lillehammer în 2006. Sezonul următor a fost cel mai modest din cariera austriacului, însă, după cum ne-a demonstrat timpul mai târziu, anume acel 2006-2007 a fost liniștea dinaintea furtunii. Așa cum în viitoarea stagiune a Cupei Mondiale, Morgenstern a fost de neoprit. Acesta s-a impus consecutiv în primele 6 concursuri individuale, iar până la finalul sezonului, mai trecându-și în cont și alte 4 victorii de etapă, astfel intrând în posesia primului glob mare de cristal. În următorii 2 ani, Morgi a fost în căutarea celei mai bune forme, regăsind-o din ce în ce mai rar. Nici la Jocurile Olimpice de la Vancouver, austriacul nu a reușit să spargă gheața. Acolo, magiile au fost făurite de un singur om, Simon Amann, iar Thomas Morgenstern urma să se mulțumească doar cu locurile 8 și 5. Însă setea inepuizabilă de victorii, ambițiile și talentul uriaș l-au ajutat pe Morgi să zboare din nou până pe Olimpul sportului ceresc. Sezonul 2010-2011 probabil a fost cel mai frumos din cariera eroului episodului nostru. Thomas a dominat din nou Cupa Mondială, categoric, fără dubii, fără loc de interpretare. De asemenea, în startul lui 2011 a cucerit Vulturul de Aur, trofeul suprem al turneului celor 4 trambuline, iar la finalul sezonului și-a trecut în concii cel de-al doilea glob mare de cristal, depășindu-l cu 4
200 de puncte pe Zimon Amann și cu 600 pe ocupantul locului 3, Adam Malysz. În sezoanele următoare, Thomas a continuat să fie la un nivel înalt, însă nu a mai reușit să intre în posesia unui nou titlu. Pe data de 14 decembrie 2013, la Titize Neustadt a venit ultima victorie de etapă pentru Morghi. Peste o lună, viața lui urma să ia o nouă turnură. Pe 10 ianuarie 2014, când până la Jocurile Olimpice din Sochi mai erau câteva săptămâni, în timpul antrenamentelor de la Tauplitz, austriacul nu și-a găsit echilibrul în zbor, s-a prăbușit la pământ, pierzându-și cunoștința. Imediat, Thomas a fost transportat la spital în stare gravă. Medicii l-au diagnosticat cu leziune cerebrală severă și cu o vânătaie a plămânilor. Era clar că Morghi nu va mai putea continua activitatea sportivă. Totuși, austriacul a fost conștient că o carieră atât de frumoasă nu poate să se termine într-un astfel de mod. Așa că Thomas a acceptat provocarea de adio, și anume Jocurile Olimpice. La Sochi, Morgenstern a fost al 14-lea pe trambulina normală și al 40-lea pe trambulina largă. Apoi, în proba pe echipe, Thomas a ajutat Austria să cucerească argint. Anume, acolo au venit ultimele evoluții din cariera acestui uriaș talent. La puțin timp a urmat și declarația oficială în privința retragerii sale. De-a lungul carierei, Thomas Morgenstern s-a impus în 23 de etape ale Cupei Mondiale și a trecut în cont două globuri mari de cristal. A triumfat odată la turneul celor patru trambuline, a devenit campion olimpic atât la proba individuală cât și la cea pe echipe. A cucerit odată medalia de aur la campionatele mondiale de schi nordic și de 7 ori a devenit campion mondial împreună cu echipa Austriei. Unica distincție care lipsește lui Morghi este medalia de aur la campionatele mondiale de zbor cu schiurile. E vorba de proba individuală. Individuală, așa cum pe națiune, are 3 medalii de cel mai prețios metal. După retragere, Thomas nu are timp de plictiseală. Deseori e oaspete de lux al show-urilor și discuțiilor sportive, încă este purtătorul brandului Red Bull și încă transformă în realitate motoul vieții sale, Born to Fly. Așa cum călătoriile lungi la cârma elicopterului sunt hobby-ul numărul 1 al acestui minunat austriac. Cam atât pentru astăzi, dați like dacă v-a plăcut, abonați-vă pentru a nu pierde niciun episod de pe canalul nostru și nu uitați principalul, iubiți sportul, pe curând!